Este postul Paștelui, așa că în următoarele 40 de zile din meniu nu trebuie să lipsească fructele și legumele. Oamenii au luat cu asalt piețele din oraș. Însă, surpriză, prețurile au crescut considerabil. Cam mari, nu? Încă prea mari, nu că cam mari. Acum au crescut, da, acum de vreo 2-3 luni. La ce ați văzut că au crescut prețurile? Ce produse? Da, la toate, roșiile, salata. Salata scumpe, să zic că mă aduce nu știu de unde. Prețurile sunt enorm de scumpe. De acum încolo vine vara, omul scoate o roșie, o ceapă, care ies din pământ, ceva trofanda. Tot e bine, adică nu e nici foarte scump, nici foarte ieftin. Ați observat să se fi scumpit ceva acum că începe postul? Doar ce am intrat în piață și n-am avut timp să cercetez, că în general eu îmi fac întâi un rond și după aceea îmi cumpăr. Dar la vremea asta, într-adevăr, la posibilitățile noastre și la pensiile noastre sunt un pic mai ridicate. La tarabe, prețurile diferă de la un producător la altul și totul se negociază. Cei care au mai multă marfă expusă sunt chiar dispuși să mai lase la preț. Prețurile sunt bune. Deocamdată, la producători sunt prețurile mai acceptabile, dacă intermediarii, prețurile mai mari. Și săptămâna viitoare? Nu știm. Deci noi, ca producători, nu schimbăm niciodată prețurile, decât intermediarii nu știm ce prețul va aplica. Dar cine reglează oferta, cererea? Păi prețurile le faci în funcție de și după client. Deci producătorul în funcție de client, în funcție de, dacă fiind marfă destulă, noi lăsăm prețurile după client. Nu prea se simte așa, dar să sperăm că de mâine se dă pe verdeață, pe spanac, pe legume, pe sucuri de morcov, de așteptăm să vedem. Dar față de anii trecuți, considerați că o să fie o creștere? Nu mi se pare că o să fie o creștere. Piața e cam în scădere, nu e în creștere. Adică vânzările nu mai sunt ca alți ani. Poate și că prețurile au crescut puțin, dar e și din cauza la iarna care a fost.